În urma dezbaterilor s-a constatat că județul Suceava are încă mari probleme la capitolul gestionarea deșeurilor. Dacă în alte județe ale Moldovei, precum Iași, Bacău și Neamț, procesul privind închiderea vechilor gropi de gunoi și amenajarea unora ecologice se desfășoară conform recomandărilor Uniunii Europene, județul Suceava a avut mult de recuperat. Astfel, deși de mai bine de 2 ani se tot caută soluții, abia de acum se intră în linie dreaptă pentru rezolvarea situației. La sfârșitul acestei luni sper să avem și proiectul gata ca să aprobăm indicatorii tehnico-economici și să anunțăm licitația pentru construcția primei gropi, cea de la Moara, în așa fel încât să scurtăm termenul pe care primăriile îl așteaptă ca să transporte deșeurile aici și nu în altă parte. Eu, din discuțiile de ieri, am înțeles că a fost și este un mare interes. Județul Suceava, dacă se dorește un județ turistic, trebuie să își pună ordine și la capitolul deșeuri, ceea ce, din punctul meu de vedere, înseamnă un pas spre civilizație, spre strângerea peturilor și a resturilor de pe câmpuri, din albile râurilor, și de aici cred că putem să discutăm altfel în perioada care urmează. Amenajarea gropii ecologice de gunoi de la Moara va începe cu bani din fondurile Consiliului Județean Suceava, ulterior aceștia urmând a fi recuperați de la Uniunea Europeană. Până atunci însă, proiectul va fi reverificat de către o firmă specializată. Pentru aceasta, Consiliul Județean a aprobat deja transferul la 13 miliarde de lei, bani care de asemenea vor fi primiți înapoi de la Uniunea Europeană odată cu demararea proiectului.